Prețul mediu pentru un hectar de pădure este de 20.000 de euro, iar până în prezent circa 400.000 de hectare de pădure au fost distruse și alte sute de mii de hectare sunt expuse distrugerii, având în vedere că 500.000 de hectare nu sunt păzite și nici administrate, a declarat joi pentru Ager Press președintele Federației pentru Apărarea Pădurilor Marian Stoicescu. Acesta consideră că proiectul de ordonanță privind modificarea codului silvic propus de Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din Ministerul Mediului nu este adaptat la condițiile prezente și viitoare ale sectorului silvic din România, la crearea unui cadru legal de implementarea managementului forestier durabil în toate pădurile, condiții impuse de organismele internaționale și însușite de Uniunea Europeană și crearea unui cadru legal necesar stopării distrugerii pădurilor. Potrivit lui Stoicescu, din proiectul de ordonanță lipsesc prevederile privind asigurarea unui management forestier durabil în toate pădurile, indiferent de natura proprietăților. Federația pentru Apărarea Pădurilor, organizație neguvernamentală reprezentativă pentru sectorul silvic din România, având membri în Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice și în toate organizațiile profesionale și sindicale din sectorul silvic, solicită Guvernului României să nu dea curs proiectului de ordonanță privind modificarea legii numărul 46/2008, codul silvic, a mai adăugat Marian Stoicescu.